născut în România. Cum e să fii scriitor librar în România zilelor noastre? Mihail Vaculovski s-a născut la Chișinău și a făcut acolo studiile de filologie, dar în anii 90 a venit în România pentru doctorat, pe care l-a susținut la Universitatea din București, a debutat apoi în literatură cu poezie și a rămas aici. El e însă și un traducător asidu de literatură rusă, prozator, autor dramatic și eseist. Trăiește la Brașov din anul 2000 și lucrează ca librar la editura Humanitas din Piața Sfatului. Întâmplările cele mai hazlii și absurde se petrec în librărie. Rătăciți sau adăpostiți de ploaie ori arșiță, dar și cititori de cursă lungă, sunt martori și protagoniști ai dialogurilor kafkiene pe care scriitorul le înregistrează cu uimire și amuzament, le pune pe Facebook spre deliciul tuturor și, cine știe, la un moment dat poate va scrie o carte despre toate aceste lucruri. Mihail Vaculovski, bun găsit la Născut în România! Bună ziua! Cum e să fii librar astăzi în România? Eu am ajuns librar întâmplător, absolut întâmplător, istoria este foarte lungă. Tocmai terminasem munca dinainte, la o revistă Zile și Nopți am fost redactor, revistă care avea și revistă de muzică, sunete și revistă auto și revistă de noapte, foarte multe reviste, era mult de muncă și mi-am luat o pauză în care am tradus mai multe cărți din literatura rusă, 3 de Daniel Harms, una pentru copii, o antologie de proză, o antologie de teatru, cartea lui Litvinenko, Rusia explodează, și încă vreo două cărți, deci a durat vreun an, până când un prieten, scriitor, Vlad Drăgoi, mi-a zis că s-a eliberat un loc la librăria Humanitas Brașov și că ar fi bucuroși să le fiu coleg, fiindcă la librărie erau numai scriitori și artiști în general. Asta când se întâmpla? În ce an? Asta se întâmpla acum 5, aproape 6 ani. Eu lucrez la librărie de pe 15 ianuarie 2015, parcă. E ușor de ținut minte că e ziua lui Eminescu și e ziua când s-au căsătorit părinții mei. De-aia mă cheamă și Mihai. Și atunci m-am dus la interviu, nu foarte hotărât, dar prima încercare este de 3 luni, zic că va fi o experiență frumoasă. De 3 luni și iată că aproape se fac 6 ani. Asta ce înseamnă? Că deși e greu, vă place? Da, bineînțeles. În fiecare săptămână vin noutățile, o mașină întreagă de cărți noi. N-are cum să nu-ți placă. Toată lumea fuge de chestia asta, să descarce mașina. Eu tot timpul zic că mă duc eu la ora 7 să descarc mașina de cărți, să văd ce noutăți sunt, deși de pe site-uri deja știu ce va veni de la editurile mari. Și lucrul cu cartea este, deși e, cum zicea Paul Goma, e grea și la propriu și la figurat. Deci vă mențineți și condiția fizică. Da, asta e obligatoriu. Condiția fizică este necesară. Am zis-o jumătate în glumă, dar nu e chiar glumă. Un prozator trebuie să aibă o condiție fizică bună, fiindcă nu e ca la poezie. O poezie scurtă și s-a terminat munca. E de cursă lungă, scriitor de cursă lungă. Și în afară de munca cu cartea, bineînțeles că sunt importante și întâlnirile cu foarte mulți vizitatori interesanți, prieteni, scriitori. Deci nu sunt numai oameni enervanți, cum puteți vedea de pe Facebook-ul meu. Da, acolo aveți o colecție impresionantă, dar nu numai de enervanți, ci și de oameni simpatici și de idei interesante și de copii amuzanți. Da, sunt foarte diferiți oamenii și originalitățile astea vin de la diverse categorii de, și de vârstă și de educație. Într-o discuție pe care am avut-o noi la drept de autor, spuneați că vi se pare că se citește destul de mult și vă spuneam că și mie mi se pare același lucru și că statisticile pe care le citim și lucrurile pe care le auzim în general despre situația cititorilor din România nu sunt chiar atât de adevărate precum par. Și mă gândeam că astăzi ar fi o ocazie să discut cu dumneavoastră și să îmi spuneți mai multe lucruri concrete despre cum știți că se citește
Da, este nebunia asta din presă că nu se citește, că în România nu se citește. Dar eu pot să spun și legat de toți prietenii mei, nu de cinci, de foarte multe cunoștințe. Toată lumea citește. Bine, e și un cerc mai de scriitori și mai de cititori, clar. Asta nu sunt inconștient. Se cred că toți oamenii citesc ca și prietenii mei și cunoștințele mele, dar fiind în librărie, văd că se cumpără non-stop cărți. Se cumpără în continuu. Acum când putem primi numai 8 oameni în afară de noi de librari în librărie, de multe ori suntem nevoiți să punem scaun în față, în ușă. Se cumpără non-stop cărți, oamenii vin să cumpere și suntem vreo 7 librării în centrul Brașovului. Deci măcar nu o numim concurență, dar sunt foarte multe librării. Chiar multă lume dintre cunoscuți se miră cum rezistă atâtea librării mari în centrul Brașovului. Și eu văd cum se cumpără, cum se iau cărțile, vorbesc cu oamenii foarte mult după ce cumpără, vin și povestesc, le-a plăcut, nu le-a plăcut. Și ce se cumpără? Se cumpără tot. Și poezie? Bineînțeles. Noi suntem vestiți pentru rafturile de poezie. Avem raft de poezie universală, raft de poezie contemporană, raft de poezie clasică, să zic, a autorilor mai cunoscuți. Avem raftul Humanitas, unde sunt poeți Humanitas, nu numai prozatori, adică sunt mulți și cu cărți de poezie. Avem foarte multe cărți de poezie și tot timpul eu având grijă de rafturile de poezie, eu le-am și făcut când am venit, nu exista așa ceva, văd că tot timpul sunt lipsuri, sunt claie peste grămadă, cărțile se lasă acolo, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult în comparație cu mulți dintre colegii mei care se enervează când rafturile lor sunt așa, dar e normal să cauți o carte de poezie, o găsești cu greu, sunt subțirele majoritatea și se cumpără foarte multă poezie. Și bineînțeles că se citește, nu văd un colecționar de cărți de poezie care nu le citește, nu se poate așa ceva. Când apar cărți interesante de poezie și eu sunt între primii cititori, după aceea pot să vorbesc și cu vizitatorii despre carte, concret, nu numai că e frumoasă coperta și că autorul este cunoscut. Se citește și proză universală foarte mult, istorie, și raftul de istorie este cam ca și raftul meu, numai că și acolo am un coleg foarte atent și foarte zen, nu se enervează nici el. Istoria recentă mai ales, se citește cărțile de interviuri, bineînțeles că și cărțile de proză contemporană la fel se citesc. Și cărțile de la Polirom și cărțile de la Humanitas, scriitori contemporani, sunt foarte urmărite. Bineînțeles că și editurile mai mici au succes. Casa de Pareuri Literare, care are cărți foarte interesante, sau Max Blecher, cărți de poezie contemporană, mai ales din generațiile tinere. A apărut o editură nouă, Hiperliteratura, la fel scoate cărți bune, foarte interesante. Se citește tot, inclusiv și cărțile proaste. Noi le avem pe alea foarte proaste într-un singur loc. Când vine omul și om de obicei fata și întreabă aveți fluturi sau aveți iubind-o pe ea sau nu mai știu cum se numesc, zicem cărțile astea sunt acolo și se duce omul și se alege. Cărțile astea despre care povestesc acum sunt foarte scumpe și viciul se plătește. Se plătește, bineînțeles. În loc să-ți cumperi o carte de literatură foarte bună care costă 29 de lei, tu-ți cumperi o chestie de asta cu 55-60. E liber la citit până la urmă. Fiecare alege ce îi place să citească. Important e că totuși se citește, pentru că altfel ar fi dramatic, fiindcă se scrie destul de mult. Oamenii sunt, din câte observ în ultimii ani, tot mai dornici să se exprime și apar cărți și bune și rele, exact cum spuneați. Ar fi păcat să nu se citească toate. Da, le citesc măcar autorii când le scriu. Hai, prima lectură. Ce vă bucură și ce vă enervează într-o zi de lucru la librărie? Când mă duc la librărie, mă duc cu plăcere. Vă duceți zen. Da, sunt foarte zen în general. Mă duc cu mare plăcere, din cauza asta poate și nu întârzi niciodată,
Nu mi s-a întâmplat să mă duc chiar la ora deschiderii și dau o tură de librărie. Îmi place, dacă sunt dimineață, să văd dacă mai sunt cărți aruncate aiurea, le aranjez, le pun la loc. Deci întâlnirea cu cărțile e cea mai mare plăcere. După aceea, sunt foarte multe lucruri de făcut despre care publicul nu are de unde să știe. Comenzile în programul de comenzi, Sirius, în fine, nu contează cum se numește, năvăresc istorii unii enervanți, unii care nu au ce face acasă, nu au cu cine discuta, vin porniți pe ceartă din prima, tot felul de naționaliști, de oameni care caută cărți din era comunismului despre care nu mai știe nimeni nimic. Și se enervează că nu sunt? Da, se enervează. Ei vin știind că nu sunt și se enervează că nu sunt, da. A, înțeleg. Și de ce nu e cartea aceea pe care o iubește el la nicio librărie? Și vine direct enervat și trebuie să le faci față tuturor. Și? Astea, faceți astea față? Sunt. Da, facem, numai că foarte mulți librari buni au plecat, n-au rezistat. Am avut colegi chiar excepționali care pur și simplu n-au rezistat. Au plecat, bine, uneori mai iau razna la propriu, e foarte greu să muncești cu tot felul de oameni. Eu fac față, fiindcă am făcut vreo câțiva zeci de ani de lupte orientale și lupte libere și ne-am pregătit psihicul pentru orice fel de cititor sau de om care intră în librărie, fiindcă vara ținem ușa deschisă, am o rubrică pe Facebook, librărie cu ușile deschise. Și intră atunci, cine vrea și iese cine poate. Nu, intră cine poate și iese toată lumea. Și fiind librăria în centrul Brașovului, în piața satului, bineînțeles că nu intră numai cei care aveau de gând să intre. Mai pierd timpul, mai așteaptă o cunoștință și așa mai departe. Se adăpostez de vreo ploaie? Să nu mai zic, aia, da, să nu mai zic că nici nu știu unde sunt. Zic că sunt bibliotecă, sunt în piață când vorbesc la telefon. Sunt la Cărturărești, fiind la Humanitas și așa mai departe. Lumea este foarte diferită. De la cel mai plăcut om posibil pe care poți să-l întâlnești vreodată, cum avem și exemplu domnul Jecu, dar sunt mai mulți, care niciodată nu te deranjează și tot timpul vine respectos, își găsește singur cărțile, când vrem să-l ajutăm, zice nu, că se descurcă. Este un domn din ăla nobil, din care mai citim doar din cărțile despre perioada interbelică, până la nebuni de adevăratele. Materie pentru scris, da, cu nemiluita. Nu, da. Scrieți? Numai să vrei. Da, scrieți despre lucrurile acestea, în afară de faptul că postați întâmplările pe Facebook. V-ați gândit să scrieți o carte despre asta, un roman sau? Da, postez pe Facebook numai chestii postabile, adică se întâmplă mult mai multe lucruri. Unele chiar n-ar fi cazul să le povestesc. Dar într-o carte ar intra? Dar nu, m-am gândit, eu am lucrat vreo lună și la Biblioteca Județeană și a ieșit un roman, Biblioteca. Și bine l-am făcut ca pe societatea românească, cu subsol, cu etaj și cu mansarda, unde n-ajunge nimeni, unde sunt șefii și așa mai departe. Deci nu e doar bibliotecă, ci e și o bibliotecă-societate. Oricum s-a supărat foarte multă lume pe mine atunci și nu că sunt eu fricos, dar m-am gândit că dacă mai scriu și despre librărie, următorul loc de muncă, proprietarul să gândească, asta vine să scrie și despre noi. Da, cine știe și unde va fi și cum. Și da, m-am străduit să scriu despre cu totul altceva, deși mi-au ieșit fără să vreau și câteva proze scurte legate de librărie sau chiar din librărie. Și îmi însemn toate aceste întâmplări interesante, originale, unele foarte simpatice, acele cu copiii de obicei sau cu părinții, mamă, copil sau tată, copil. Dacă le-ați avea la îndemână să ne dați câteva dintre ele și nouă să le auzim, ar fi bine. Am citit una, un dialog, care era atât de absurd încât spuneați că ar fi invidioși și țara și Eugen Ionescu. Dacă l-ați avea pe acela la îndemână, ar fi minunat.
Da, sunt foarte multe absurde. N-ai cum să le inventezi. De multe ori prietenii mă întreabă, asta ai inventat-o, nu? Dar n-am inventat niciuna, dar sunt unele atât de absurde încât chiar nici Eugen Ionescu n-ar putea să le inventeze. Da, vine cu cartea, de exemplu, în limba engleză, în mână și zice, aveți cartea asta, dar în limba engleză. Da, o avem, o aveți în mână și din asta, fără număr. Nu am deschis computerul acum, fiindcă știți că bâzâie un pic și din cauza asta facem pe telefon interviul. Dar dimineața mi-am deschis computerul, fiindcă astăzi sunt liber, să văd ce am postat pe 6 octombrie 2019, adică acum un an, exact acum un an. Dacă vreți, vă citesc câteva dintre ele. Da, da. Și astea sunt din astea postate pe Facebook, deci din astea mai blânde, nu din acele, din jurnal chiar. Pereche ieșind din librărie fără să cumpere ceva. Am scăpat ieftin. Intră, vine direct la librar cu ochii în telefon. Eu sunt femeie, băbuță cu rugăciune pentru Cernobâl în mână. Toată cartea e doar o rugăciune. Tanti vine la casă cu o carte, o trântește pe masă țipând. Nu pot să dau bani lunea. Un poet. Mihai, recomandă-mi ceva la reducere. Viața financiară a poeților, zic. Nu e amuzant deloc, spune poetul. Asta s-a întâmplat acum un an. Unele dintre întâmplările dintr-o singură zi. Ah, nu e rău să fii librar și scriitor și să fii atent și să ai ceva materie pentru scris. Da, e foarte bine. Născut în România. La Radio România Cultural. Materia pentru scris este oriunde în viață. Nu este în cărți, cum fac unii, o caută în cărți. Cum cred unii, cum da. Cum cred unii, cred, da. Bine, te inspiră, mai ales în poezie, te inspiră și ceilalți scriitori sau și cărțile. Dar materia adevărată este în viață. De bună seamă. Neapărat trăită de tine, dar poate și povestită și trăită și de alții, dar întâmplările astea de viață sunt mai... Viața bate filmul. Asta se vede din ce postați, din lucrurile pe care le întâlniți în librărie. Absurdul din viață e mai autentic decât orice absurd am putea inventa. Da, bineînțeles. Și n-ai să scrii despre un om normal, cum am zis, domnul Jecu, care vine și nu te deranjează, nu-ți face nimic, nicio stricăciune. Este normal, este liniștit, este binevoitor. Ce să scrii despre un astfel de om? Doar să te bucuri sau la un moment dat să menționezi ceva. Pe când ăștia, despre care v-am mai povestit, sunt de-a dreptul original. Și trebuie să lucrezi și cu aceia și cu ăștia. Că așa este profesia. Deci, mai rămâneți în librărie. Nu abandonați ideea. Da, cel mai greu a fost acum, după carantină. Până acum nu mă gândisem serios să plec sau să am de gând să plec. Deși în Brașov nu sunt multe locuri de muncă pentru un filolog, tot aș avea ce face. Dar după carantină oamenii au fost loviți destul de tare în psihic. Și chiar am avut zile grele când deja oboseam, ceea ce nu prea este specific mie. La un moment dat mă enervam că oricât aș fi alergat, nu oboseam. Cross, făcând cross dimineața pentru antrenamente, nu știam ce e aia oboseală. Și acum ajung acasă seara și soția se uită la mine și zice, ai avut mulți nebuni astăzi, așa-i? Deci până și pe fața mea se vede. Deci nu e chiar normal. Asta înseamnă că sunt efecte ale izolării care se văd destul de repede. Sunt evidente, da. Și cel mai grav, fiindcă se văd și pe fețele oamenilor intelectuali, că în librărie nu intră chiar oricine. Sigur. Mulți dintre bătrâni sunt foști profesori sau ceva, oricum, intelectual. Nu vin oamenii ca la bar. Și e destul de grav. Și suntem noi într-un oraș verde, avem în oraș munte, tâmpa, în centrul orașului. Avem foarte multe parcuri și poți ieși la plimbare. Și tot e greu. Și tot nu e ușor. Așa este. Și se miră
intră fără mască, trebuie să-i atenționezi, trageți masca peste nas, că tot ce o trag sub nas. După aceea se miră că nu pot sta 5 minute cu mască în librărie. Și eu îi spun, păi eu duminica 9 ore jumate stau cu mască pe față. Și zice că nu, că nu e posibil. Probabil că le schimbați. Da, le schimbăm, da, tot cu mască pe față. Tot cu mască e, da. 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 Nu e ușor, într-adevăr. Să sperăm că trece și perioada asta, fiindcă toate au trecut. Și bune și rele, n-au ținut prea mult. Așa e, totul trece. Și binele și răul. Da. Și greul și ușorul. Norocul nostru. Da, noroc, așa e viața. Diferită. Și acum, aș vrea să vă întreb, de ce ați rămas în România? Da, eu am terminat facultatea de filologie la Chișinău, unde m-am și născut. Am lucrat imediat după absolvirea facultății, am absolvit-o la sfârșitul august, de la 1 septembrie eram deja la profesor la universitate și cercetător științific la Academie de Științe, bine, eram și redactor la revista Tinerilor Scriitori, Contrafort, dar după 2-3 ani deja mă plictisisem de Chișinău, mergeam cu tata prin oraș și mă saluta jumătate de oraș cel puțin. Și el zicea, cum reziste așa? Nu ai nevoie de singurătate. Și chiar mi-am dat seama și eu că trebuie să fac neapărat o schimbare. Așa am venit la doctorat la București, la Universitatea din București. Și am întâlnit-o pe soția mea, care este din Brașov. Și așa am ajuns la Brașov. De fapt, la Brașov am ajuns la o editură. Redactor șef la editura lui Alexandru Mușina. M-am căsătorit și asta a fost soarta. Dar îmi place orașul foarte mult. M-am obișnuit destul de greu cu el, după Chișinău și București, fiindcă nu se întâmpla nimic atunci, când am venit eu în 2000 aici. Absolut nimic din punct de vedere cultural. Și acum sunt festivaluri, numai câte cenacluri făceam, de fapt, înainte de carantină eu, și erau destule pentru un oraș. Mai este facultatea de litere, foarte, foarte activă, fac lansări, inclusiv în cluburi, nu numai în facultate, centru multicultural. Este și un alt cenaclu altfel făcut la tipografia, la Rockstad se întâmplă foarte multe lucruri, inclusiv literare, dar mai ales muzicale. Este un oraș foarte fain acum. Foarte viu. Foarte, foarte viu, mai ales din punct de vedere cultural, ce s-o mai fi întâmplând pe lângă, știi, mai puține. De ce s-au deschis catacombele Brașovului, despre care se vorbea ca despre ceva inexistent, ca ceva misterios și nu știu ce. Am fost și le-am vizitat. Deci există. Chiar există, da. Nici nu aveau cum să nu existe. E construit după modelul orașelor occidentale, care au asemenea locuri. Da, sașii, aici în centru sașii au făcut orașul. Ei știu ce au gândit cu catacombele lor. Era viață cu adevărat grea. Timpul lor și atunci trebuiau să se și apere, trebuiau să se și ascundă. Trebuiau să ajungă și mai repede. Exact. Loc în altul. Exact. Că și călătoriile erau mai dificile. Frumos oricum. Acum, în ultima perioadă la librărie, ați avut lansări? Ați făcut lansări? Nu mai facem lansări. Am mai zis că avem dreptul să lăsăm în librărie în același timp 8 oameni numai. Adică iese unul, intră altul. Nu putem primi mai mult de 8 oameni. Ce lansare ar fi asta cu 8 oameni? Dar lansările se țin pe net. Nu le-ați făcut? Da, exact. Nu le-ați făcut online? Da, online facem. Mai ales Denisa Comănescu la București face foarte des lansări. Și oamenii, după ce se uită la lansarea online, vin și zic că vrea cartea aceea sau aceea. Sau foarte mulți oameni vin și zic că e foarte bine că îi anunțăm ce cărți noi avem pe Facebook. Chiar Facebook-ul nostru este foarte util pentru cumpărători. Mulți vin și spun, vreau cartea pe care ați promovat-o sau ați recomandat-o acum 5 minute. Lucrez tot în tața sfatului și dați-mi semnul de carte pe care l-ați fotografiat. Avem semne de carte foarte simpatice. Mă uit acum la unul, un omulesc negru care iese dintre două cărți albe de Kafka sau animaluțe și sunt utile și astea, informațiile pe internet. Programul la librărie este un program compact și vă ia
cam toată ziua. Știu că spuneați într-un interviu că nu ați mai reușit să scrieți foarte mult de când sunteți librar și că mai mult ați scris existeme, adică poemele dumneavoastră. Ați debutat ca poet, dar că între timp ați încheiat și lucrul la o carte, ea a și apărut, noi am și vorbit despre ea, Tata mă citește și după moarte, am discutat și la o lansare la Humanitas, tot online, și la radio, la drept de autor, dar lucrurile acestea au trecut. Acum ce faceți? Ați reînceput să scrieți sau nu? Rămâneți tot la existeme? Da, eu am zis în perioada bucureșteană că n-am să mai scriu eseu, cronică literară și poezie, fiindcă e cam degeaba, e numai pentru mine. Într-adevăr, n-am scris vreo 2-3 ani poezie, adică existeme, cum le zic eu, poezii existențiale, aia e poezia mea. Dar, la un moment dat, n-am mai putut să nu scriu, fiindcă eu scriu poezie oriunde, oricând. Cele mai bune mers acasă, la părinți. Nu știu de ce, probabil că sunt mai liniștit. Dar sunt poezii care nu te lasă. Ți intră în cap și te chinuie până nu-l scrii, până nu scapi de el. Dacă nu-l scrii, te urmăresc peste tot. Și așa s-a adunat cel mai nou volum al meu de poezie, Riduri, care cred că e și cel mai bun. Deja au apărut două tiraje, se termină și al doilea tiraj și e căutat în continuare. Bine, sunt niște poezii mai altfel decât ce am scris până acum. Volum scris după moartea tatălui și bineînțeles că m-a influențat și foarte mult se recunosc în chestii din astea. E dor de părinți și bine, nu e dorul ăla tradițional. Altfel sunt scrise acele poeme și atrage. Și poezii scriu în continuare pentru mine, dar le mai public și le mai trimit. Mi se mai cer de la reviste și n-ai cum să nu le dai la majoritatea prieteni. Sunt în schimb proză, într-adevăr. Am mai scris câteva proze scurte. În rest, nu ai cum să scrii după 8 ore de lucru cu iubitorii de carte și de cultură din librărie. Fiindcă, într-adevăr, a zis și dumneavoastră că suntem deschiși tot timpul. Avem numai 2 zile libere pe an, pe 1 ianuarie și a doua zi de Paște. În rest, suntem deschiși tot timpul de la 9 la 20 și duminică de la 10 la 17. Dar și când veți avea un pic de liniște și de timp, probabil că toate întâmplările de la librărie se vor aduna și se vor constitui într-un roman sau într-o carte de proză scurtă. Sunt mult prea mult. Sunt convinsă. Ar fi un război și pace. Și acum nu se mai citesc cărți atât de mari. Sau foarte rar, foarte puține. Faceți un foileton, da. Dar material am mult prea mult. Dacă am să scriu ceva, aș prefera un roman. Personaje am pentru serial, nu pentru roman. De aici încolo, de ca scrie, numai pornind de la librărie, nu mi-ar ajunge viața asta. Am material mult prea mult. Că da, eu mințem întâmplările astea pe toate și pe acelea pe care voi nu le puteți citi, dar unii colegi au fost martori și au văzut. Chiar am prieteni care zic că da, nu se poate așa ceva, ce povestești tu sunt invenții, dar când vin să cumpere carte, vreo carte, în 5 minute asistă la 2-3 și după aceea zic că da, e adevărat. Nu le inventezi, nu pot să le inventezi. Și am mulți prieteni care vin numai să stea 5-10 minute cu mine și să se destreze puțin și pleacă mai departe, psihologi, profesori, fiindcă chiar întâmplările astea foarte interesante năvălesc în librăria noastră zilnic. Mihail Vaculovski, cred că am ajuns la finalul discuției noastre de la Născut în România și vă mulțumesc foarte mult. Eu aștept totuși să văd întâmplările și într-o carte de literatură cu mare interes, pentru că știu că va ieși foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. La revedere, numai bine.